Echipele Clubului de Robotică ale Colegiului Național Decebal din Deva, Dark Energy și Decebal Tech au fost la finalul săptămânii trecute gazdele unei competiții pregătitoare pentru concursul național de robotică BRD First Tech Challenge. La acest eveniment au participat 13 echipe din mai multe zone ale țării, fiind prezenți 200 de concurenți. Echipele au susținut 6 meciuri fiecare după regulile competițiilor naționale și internaționale. Ne bucurăm că am intrat în ritm, că suntem exact în program și lucrurile se desfășoară chiar cum trebuie. Mai trebuie ca echipele să intre pe teren în cel mai scurt timp și să înceapă acea competiție frumoasă în care încep galeriile, încep emoțiile și vom juca frumos. Toți cei implicați în organizarea și desfășurarea acestei competiții au fost mai multe decât încântați de atmosferă și de concurenții veniți din mai multe colțuri ale țării. În primul rând, cred că mi-aș dori ca bobocii pe care am reușit să-i înrolăm în echipa anul acesta să învețe cât mai mult de la competiția asta, să reușească să se descurce cu robotul pe teren cât mai bine, dar cel mai important este să reușim cu organizarea. Momentan încă suntem bine pe timp și am reușit să aducem 14 echipe astăzi aici. Și fiind ultima întâlnire de robotică de acest gen din regiunea noastră, sperăm ca toată lumea să se pregătească cât mai bine aici, să aibă meciuri cât mai bune la regională și să demonstrăm lumii cât de bună e România și regiunea noastră în principal. Simt că se distrează, simt că se simt ca acasă, cum ar veni. Adică avem inclusiv din Caraș Severin, avem de la Timișoara, avem din toate zonele din jurul nostru, din regiune. Iar aceștia au venit, fie că au venit aseară la ora 9, fie că au venit ieri la ora 9 dimineața și au fost cazați, sau acum, de dimineață, toți se simt bine și sunt energici, surprinzător de energici. O să vedeți că aici este o atmosferă super. Bine ați venit la Deva, bine ați venit la Decebal. De unde ești? Din Craiova, de la Colegiul Național Frații Buzești. Cu ce gânduri ai venit astăzi la Deva? Păi am venit să ne ajutăm colegii, pentru că și ei ne-au ajutat la competiția organizată de noi la Craiova și i-au ajutat și pe ei la competiția de la Timișoara și am venit să ne distrăm, să facem treabă bună și să avansăm la etapa regională. Ce face roboțelul vostru sau roboței voștri astăzi? Anul acesta robotul nostru trebuie să colecteze niște forme sub formă de pixeli, de hexagon să zic, pe care trebuie să-i pună pe tabla aceea pe care o vedeți pe teren. Robotul nostru momentan se află pe locul 4 în clasamentul regional și sperăm doar să ne îmbunătățim rezultatele de până acum și să vedem evoluția noastră. Am pornit bine, avem așteptări mari, sper să ni se și îndeplinească. Sunt aici cu copiii, am jucat primul meci, a fost un meci dificil, cu doi adversari puternici. E posibil să-l pierdem, dar nu-i nimic, mergem mai departe. Robotica și tradițiile merg mână în mână. Aici sunt în calitate de părinte, fiul meu este unul dintre concurenți și am destule emoții fiindcă ei se bat pentru locul 1 și așa că ținem pumnii și haide Hunedoara! Competiția organizată la Deva a permis echipelor să își verifice roboții și să realizeze îmbunătățirea performanțelor acestora, dar și să consolideze legăturile între competitori.